Asigurările sunt ca centurile de siguranță, par și incomode și inutile, până ai nevoie de ele. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm din nou la Zodia Asigurărilor, este episodul numărul 19 din sezonul 4 al emisiunii. Suntem sub semnul Taurului, o zonă cunoscută pentru slăbiciunile celor născuți sub acest semn. Sunt încăpățânați, sunt geloși și sunt posesivi. Cam astea ar fi părțile negative. Au foarte multe calități însă. Sunt răbdători, sunt blânzi, sunt extrem de buni la suflet, sunt ambițios și în același timp sunt foarte tacticoși. Dacă fiți și dumneavoastră la fel de tacticoși ca și taurii, abonați-vă gratuit la canalul nostru de YouTube și o să revedeți emisiunile favorite sau o să vedeți emisiuni în premieră cum este cea de astăzi. O să dezbatem astăzi o temă care ne preocupă pe toți într-o foarte mare măsură. În primul rând o să vorbim despre legea RCA, pentru că ea se schimbă și o să mai vorbim despre un subiect care este legat de cine ne poate vinde asigurări. Pentru că nu oricine este autorizat să o facă, la lege există niște excepții și așa mai departe. Practic, astea ar fi subiectele și pentru că sunt subiecte extrem de sensibile și trebuie o bună cunoaștere juridică și legislativă, am invitat un avocat, este Mihai Neacșu, partener la propria companie de avocatură, așa cum se obișnuiește la multe societăți de avocați, este dânsul și asociații. Cam așa sună denumirea. Bine ați revenit în studiourile Canal 33. Bine v-am regăsit. V-a plăcut, cum v-am zis, cu... De obicei, societățile astea de avocatură sunt X, Y, Z, W și asociații. Eu sunt asociații în cazul ăsta. Asociații, bun. Subiectul fierbinte al multor ani, al multor zile, al multor perioade, asigurarea obligatorie RCA, răspundere civilă auto. Foarte obligatorie, foarte necesară în același timp și foarte înjurată în același timp. Sunt foarte mulți care protestează, sunt foarte mulți care știu exact de ce protestează ca să obțină niște beneficii, sunt alții care suferă consecințele unor scăpări, unor falimente și așa mai departe. De aceea s-a hotărât modificarea legii RCA. Care este stadiul actual al acestui proiect? Proiectul a fost adoptat de Senat deja, într-o procedură de urgență și urmează să treacă în Camera Decizională, care este Camera Deputaților, și din nou va fi într-o procedură de urgență, deci ne putem aștepta ca probabil în toamnă să avem, în cel târziu în toamnă, să avem o astfel de această modificare a legii. Vor apuca deputații să facă lucrul ăsta, pentru că acum preocuparea este preponderent electorală. E un an cu 4 cicluri electorale, noroc că două dintre ele le-au comasat, europenele și cu localele parcă, mai avem prezidențiale și ce mai sunt, parlamentare. E posibil că această legislație să fie considerată de interes și din perspectiva unei campanii electorale, desigur de ceva vreme deja vorbim despre această legislație și cred că va fi avut în vedere de legiuitori și în condițiile acestea. Acum că sunteți foarte familiar cu zona asta, ce înseamnă procedură de urgență? Adică legea asta intră peste alte legi, se bagă în față, cum se spune? Da, ceva de genul ăsta. Se aleg dintre toate proiectele de lege, unele care sunt prioritare pe anumite criterii și, într-adevăr, sunt dezbătute mai rapid. Deja... Deci a ajuns în această cameră tot în asemenea procedură, trecând deja de Senat. Cu oarecare dezbateri și acolo, destul de puternice, cu amendamente multe adoptate, și așa fel încât interesul inclusiv al legiuitorului s-a dovedit, a exista. E o lege care, în care există mai multe interese, mai multe părți interesate, stakeholder, cum se numesc ei. Pe de o parte sunt clienții, pe de altă parte sunt asigurătorii. Între ei sunt intermediarii care sunt brokerii. Mai este autoritatea de supraveghere financiară care supraveghează zona asta a asigurărilor. În afară sunt furnizorii de servicii, printre care cei mai aprinși sunt serviciurile auto. Lângă serviciurile auto sunt transportatorii, pentru că au afaceri destul de mari în domeniu, au camioane mari care produc daune mari. Eu știu că un camion din 5 în fiecare an are un accident, mai mic sau mai mare, dar l-are. Și vă dați seama când un tir lovește
ceva, pagubele produse sunt foarte mari. Vorbeați însă de dezbaterea legii adus la amendamente, adus la modificări. Care sunt aceste modificări? Adică la ce ne putem aștepta? Pentru că știm cum intră legea, dar nu știm niciodată exact cum iese. Ne așteptăm să iasă în această formă, nu foarte departe de forma care a trecut de Senat. Legea este echilibrată, adică care tratează cel puțin cele două mari categorii, adică persoana prejudiciată, trei, persoana prejudiciată, asigurătorii și asiguratul. Unele lucruri de care trebuiau reglate în favoarea asigurătorului s-au întâmplat, cum a fost vorba de durata unei polițe sau de plata în rate. Durata poliției nu mai poate fi atât de scurtă precum o lună sau la orice, la dorința asiguratului, ci doar o lună sau trimestrial sau anual. De altfel și plata în rate se aplică doar la contractele încheiate pe o durată de un an, ceea ce permite asigurătorul să-și facă niște calcule, adică sigur, actuariale mai exacte. Dacă ți iei pe 6 luni, nu mai poți lua în rate? Nu. Foarte interesant, pentru că publicul se aștepta să-și ia pe 3 luni și să plătească în rate. Nu, soluția a fost aceea suspendării efectelor, care, din nou, poate să pună la fel de multe probleme asigurătorilor, dar mai degrabă cred că le pune asiguraților. Suspendarea efectelor poliției de asigurare, în anumite condiții, desigur. De ce spun, de exemplu, că se poate întoarce împotriva asiguraților? Cred că am discutat și la emisiunea anterioară. Sunt anumite obligații de a izola, de exemplu, acel bun într-un loc privat și așa mai departe. Totuși, în același timp, se face o definiție a utilizării bunului care nu mai face distinție după locul în care se află. Aici e o oarecare dispoziție contradictorie. Deci fie că acest bun este depozitat într-un loc privat, indiferent de acest lucru, atât timp cât acel bun, indiferent că staționează sau este în deplasare, dar este folosit conform destinației sale, ne putem imagina că este pornit într-un acel spațiu privat, dar din întâmplare face un accident, nu știu, într-o neatenție. Sau produce un incendiu. Da, acel accident, la incendiu este discutabil totuși, atât timp când nu această utilizare, acest la incendiu nu decurge dintr-o utilizare propriu-zisă a vehiculului în scopul în care este destinat. Deci, practic, asigurarea de răspundere civilă auto RCA nu acoperă faptul că mașina stă pe loc și ia foc. Aia este pentru casco, pentru alte tipuri de asigurare. În principiu, da. Ok, bun. Asta e bine de știut, pentru că sunt mulți șoferi. Dar răspunderea rămâne aceeași și se poate considera, de exemplu, că autovehiculul, chiar dacă nu se deplasează și chiar dacă nu este într-un spațiu privat, în anumite împrejurări, el totuși poate să producă anumite accidente. Vă spuneam, de exemplu, pur și simplu testarea motorului și manevrarea greșită a vehiculului în acel moment poate să ducă la accidente. Iată că acea întâmplare, acel eveniment nu mai este asigurat. Cine plătește în aceste cazuri? Nu mai ai asigurare pentru că ți-ai suspendat-o. Tu folosești mașina sau o pornești și are loc un astfel de accident. Asiguratul, desigur, am mai discutat asta. Deci, practic, persoana care deține poliția de asigurare, da? Da. Suspendarea este la cererea lui, aceea asiguratului. Dar din momentul ăla el răspunde. Din momentul acela el răspunde asiguratorul. Și nu mai avea voie nici să circule, desigur, se suspendă și matricularea. Procedura este una destul de complex. Asigurătorul are un rol important în această procedură. El trebuie să transmită în bază de date privind asigurările RCA, să transmită acea împrejurare. Intrarea în vigoare a suspendării nu intră când dorește asiguratul, ci când această înregistrare în baza de date se produce. Din păcate, de exemplu, suspendarea matriculării și neîndeplinirea acestor obligații sunt sancționate doar contravențional, lucru care nu este folosirea în condițiile în care vehiculul este numai, în care asigurarea sa RCA este suspendată și matricularea sa este suspendată, nu este sancționată decât contravențional, ceea ce nu este foarte foarte. Deci vom avea asigurare RCA foarte mare a asiguratului. Vom avea asigurare RCA în rate, dar numai dacă încheiem pe un an de zile. Suspendarea asta în matriculării. A efectelor poliției și, desigur, da, ca efect administrativ și a înmatriculării.
Bun, pe urmă putem să o rematriculăm și continuă... La cere din nou se rea cursul asigurării. Ar mai fi și alte schimbări majore? În... Putem beneficia, de exemplu, de franciză, ca în asigurarea casco. Este o parte din prejudiciu care se suportă de către asigurat. Să dăm un exemplu, dacă produc o pagubă până în 200 de euro, atunci mă va costa mai ieftin asigurarea mea RCA. Da. Asta ar putea să fie un beneficiu foarte interesant. Este, da, atâta timp cât, din nou, nu se întoarce împotriva... Dar este un stimul, desigur, pentru asigurat să aibă, să se îngrijească. Închipuiți-vă, nu știu, cel puțin în... Desigur, sunt niște limitări și acolo în ce privește dauna... Franciza se calculează într-un anumit fel legat și de posibilitatea asiguratului însuși de a o suporta. Deci, deja e direct interesant. La fel și la cine se asigură. La fel și la rate. De asemenea, la rate, de exemplu, se introduce această noțiune de... trebuie să fim deja foarte atenți dacă rata... acceptând asigurătorul, desigur, la solicitarea asiguratului, acceptând să se plătească în rate, dacă plata este chiar întârziată. A fost făcută. Dacă plata este întârziată. Desigur, apare situația în care asigurătorul este foarte interesat să facă, să se fie cunoscută că această plată n-a fost făcută și că polița a încetat. Mi-am pus problema, de exemplu, a pactului comisoriu, dacă este un astfel de pact permis într-o astfel de asigurare. Deci dacă plata nu este făcută la termen, pur și simplu contractul să înceteze de drept. Altfel va fi o problemă pentru asigurător să reușească într-un timp scurt, în timp real, să notifice asiguratul că nu mai are asigurare, că aceasta s-a reziliat. Dar de la fel de important este, de exemplu, în acest moment, plata la timp. În baza de date privind asigurările RCA vor fi înregistrate și astfel de împrejurări legate de plata la timp și în aceste condiții, inclusiv plata în rate însăși, pentru astfel de asigurat rău platnic, poate să fie refuzată. Ah, am primit o întrebare acum care e foarte directă. Actuala, viitoarea lege RCA, dacă rămâne în forma asta pe care o spuneți, e mai bună sau e mai puțin bună decât forma anterioară? Pentru că și forma anterioară nu există lege perfectă. Legea are o anumită formă și creează niște avantaje, iar unii spun că creează și dezavantaje. Are și părți bune și părți mai puțin bune. Probabil că la fel este și această lege. Dar ea în sine, așa e întrebarea, legea în sine o considerați mai bună decât cea dinainte sau... Modificările sunt în genere, sunt mai bune, sunt bune în sensul aplicării legii. Sunt reglementate niște împrejurări noi, care sunt folositoare și sunt îmbunătățite niște noțiuni existente. Sunt și lucruri care încă nu sunt înțelese pe deplin, unele care ne interesează foarte mult. În ce privește, de exemplu, plata despăgubirii oferite de către asigurător, încă nu se înțelege, de exemplu, mecanismul acesta, ce înseamnă ofertă și ce înseamnă refuz de plată. Legea face referire la o notificare, se numește motivul pentru care se respinge plata unei despăgubiri. Și foarte multă lume, inclusiv din păcate și legiuitorul, consideră că aceasta este și cazul unei oferte parțiale. Oferta parțială, oferta este și aceea în care se oferă, desigur, altfel n-ar fi ofertă, în care se oferă mai puțin decât pretențiile. Notificarea prin care se notifică, prin care se arată motivele de refuz, este un refuz în sine. Și această confuzie, zic eu, încă există și de aici și oarecare nesiguranță privind momentul de la care curge obligația, de la care se naște obligația de plata de despăgubiri. Da, întotdeauna când încercăm să facem un lucru bun... Avocații care lucrează cu asigurători se luptă, desigur, întotdeauna să demonstreze că plata, cel puțin a penalităților sau întârzierea, se poate lua în calcul în întârzierea în plata de despăgubire, se poate lua în calcul doar de la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Și acest lucru, de exemplu, se clarifică un pic în legislație și ceea ce, din nou, pe cale de interpretare măcar vom reuși să obținem în instanță niște lucruri dacă nu se corectează în Camera Deputaților. Se spune așa, orice problemă are cel puțin o soluție
și fiecare soluție generează noi probleme. Deci ne putem aștepta ca orice probleme apar ele să fie rezolvate, însă s-ar putea să fie mai multe decât aveam înainte. Intențiile legiuitorului sunt foarte bune, doresc să corecteze o situație existentă care a creat niște dezechilibre, dar făcând acest bine, pot să apară niște dezechilibre noi. De exemplu, un dezechilibru care a fost când am mai avut plată în rate, a fost acela că asiguratul plătea prima rată, nu le plătea pe următoarele, avea polița de asigurare, avea ce să arate poliției și circula așa. Și era pe principiu prinde orbul, scoate ochii. Dacă avea un accident, bine, dacă nu avea un accident, scăpa cu obrazul curat și cu asigurarea neplătită. Acum, cred că poliția are acces la această bază de date și poate să vadă dacă omul e asigurat sau nu, iar dacă nu e asigurat și a produs un accident, e foarte clar că este bun de plată. Spuneam la începutul emisiunii că era o întrebare. Dacă poate un service auto sau un dealer auto sau o agenție de turism sau una imobiliară să distribuie asigurări RCA. Am văzut pe niște garduri așa scrise așa, RCA aici. Și nu părea a fi o firmă de asigurări. RCA-ul, noțiunea interesantă care este puțin folosită în acest moment în ce privește distribuția de asigurări este acela intermediarul de asigurări auxiliare. Sunt acele asigurări care sunt complementare unui bun sau serviciu. În principiu sunt cele de distrugere a unui bun sau riscul, de exemplu, de nefolosirea unui serviciu. Deci, în genere, asigurarea RCA fiind una de asigurare de răspundere, este destul de greu de imaginat un alt intermediar altul decât unul înregistrat. Acest intermediar de asigurări auxiliare se desfășoară numai acel tip de distribuție, dar desigur pe lângă o activitate principală pe care o are. Un reparator, de exemplu, ne-am putea gândi că poate asigura reparația sa. Un dealer auto poate să vândă, de exemplu, asigurare casco, fără să fie din nou aceste și în anumite condiții, el nu trebuie să îndeplinească nici anumite condiții legate de aplicabilitatea legislației distribuției. Vă puteți gândi, de exemplu, la obligația de pregătire profesională. Da, e pregătire profesională continuă, la fel ca la doctor și la alte profesii. Care, desigur, implică investiții și timp din partea distribuitorului. Și examene și... Da, de exemplu, în cazul acesta nu trebuie să se întâmple așa ceva, pregătirea profesională. De ce? Pentru că importanța acestor asigurări este destul de mică. Prima anualizată, de exemplu, nu trebuie să fie mai mare de 600 de euro. Vă puteți gândi, de exemplu, la vânzătorii, retailerii care vând online, care pot să vândă o asigurare a unui telefon, de distrugerea unui telefon. O agenție de turism poate să vândă asigurări de răspundere civilă personală pentru turist, atât timp cât acela este se vinde pentru acțiunile sale în vacanță. Dar dacă am o asigurare RCA pentru vehiculul meu, care costă 601 euro, mai poate să intermedieze această asigurare? Nu. A spus că e o limită de 600 de euro. Trebuie să se îngrijească să fie în această limită. 600, 5 ori 6, deci ar trebui, da, 3000 de lei. Este posibil, doar că este discutabil, într-adevăr, cine poate să vândă asigurarea de răspundere, dar regimul este destul de... Este o zonă gri, destul de mare acolo. Beneficiile însă, așa cum vă spuneam, sunt importante, beneficiile, în ghilimele, să le spun așa, dar acești distribuitori pot să fie, așa cum spuneam, exceptați de la anumite rigori ale legii distribuției, care sunt importante. Deci, fiind produse simple, de valori relativ mici, ar putea să... Da, deci obligațiile de informare, faimoasa obligație de a asigura o analiză a cerințelor și necesităților prin acel DNT, poate să fie evitată în acest fel. Nu spun că, desigur, standardul trebuie să fie scăzut, dar, într-adevăr, se ușurează această distribuție prin aceste lucruri. Însuși, intermediarul respectiv, atât timp cât distribuția privește doar aceste tipuri de acoperiri și suma
este aceea, el nu mai trebuie nici să fie înregistrat la ASF. Trebuie să aibă, de exemplu, asigurare de răspundere în limitele pe care trebuie să le aibă un intermediar secundar, care sunt destul de mari. De ce s-a optat pentru varianta asta, pentru a duce distribuția mai aproape de client? Da, sunt aceste produse care se vând foarte ușor, sunt complementare, au caracterul auxiliar, este legat de îmbrejoarea că în cadrul activității obișnuite, de exemplu a agenției durerii sau a reparatorului, el găsește această oportunitate în mod natural. Găsește această oportunitate de a asocia serviciul său și cu un produs de asigurare. Și atunci, într-adevăr, cred că este benefic pentru asigurat să poată să acceseze acele produse și pe această cale, nu pe cea clasică a unui distribuitor de asigurări clasic, asigurător, intermediar. Adică dacă tot ești într-o agenție turistică cumpărându-ți un produs, un pachet turistic, îți cumperi și o asigurare medicală de călătorie în străinătate. Ești în service, ești oricum stai acolo, ești cu mașina, îți faci o asigurare RCA, cred că mai greu una, casco. Astea casco sunt sume mai consistente. Adică cred că trec de 600 de euro. Un rent-a-car, de exemplu, poate din nou să vândă o asigurare de răspundere civilă pentru șoferul care va conduce mașina. Sunt destule oportunități. Cea mai des întâlnită și cea mai ușor de imaginat va fi aceasta de vânzare retail online pentru bunurile respective care se vând. Este una care deja are un avânt foarte mare. Veți întâlni, ori pe foarte multe site-uri deja, veți întâlni acest tip de asigurare. Să aveți grijă, este diferită de garanția care se poate cumpăra distinct de ea. Trebuie să se facă această distinție. Veți fi întrebați de foarte multe ori și în magazinele. În magazine veți fi întrebați dacă veți cumpăra garanția sau asigurarea. Sunt lucruri diferite, desigur, recomand asigurarea. Garanția e pur și simplu o prelungire a garanției uzuale. Însă, adică în loc de 2 ani, să ai 4 ani. Pentru pierdere sau distrugerea bunului, respectiv, este importantă. Bun, deci ar fi mai acoperitoare asigurarea în cazul în care mi-am cumpărat un bun decât prelungirea garanției. Pentru distrugere, nu. Separațiile, vorbim strict de distrugerea bunului sau de pierderea lui. Le pot face și pe amândouă, nu? Desigur, da. Ok. Da, în cazul ăsta s-ar putea, dacă ții un bun cum este un aspirator care costă 200-300 de lei, s-ar putea ca asigurarea și cu prelungirea garanției să coste cam cât aspiratorul. Un telefon aș asigura, un aspirator desigur mai. Mai ales dacă e un telefon, cum se spune, mai pricopsit. Adică un telefon cu o tehnologie mai nouă, o marcă mai cunoscută, o valoare mai mare. Deci, în rezumat, ar putea fi mai multe entități care ar putea să vândă în acest moment, de exemplu, răspunderea civilă auto, asigurarea RCA. Este aici la RCA și mai circumspect, vă spuneam. Mai trebuie să îndeplinească și alte condiții în afară de această simplă existentă? Respectarea condițiilor pe care le-a spus mai înainte. 600 de euro. Sunt aceste două condiții și în aceste condiții orice furnizor de bunuri și servicii se poate gândi la a vinde o asigurare care apare, așa cum am spus, natural. Adică pot să fac și eu la mine la firmă, intră un client pe ușă. Eu, ca avocat, de exemplu, m-aș putea gândi să vând asigurare D&O, Directors and Officers. Atunci când se înființează o firmă. Asta e asigurarea de răspundere a conducerilor companiilor. Da, de exemplu. Desigur, eu nu o pot face pentru că sunt avocat, am un statut propriu definit prin lege, n-aș putea să o fac, datorită faptului că mă împiedică legea mea să fac astfel de acte de comerț. Dar, da, de exemplu, este o oportunitate care apare în exercițiul natural al activității mele profesionale, în cazul meu. Dar în cadrul activității comerciale a unui oricărui fel de comerciant, de profesionist, se pot imagina, îi îndemn pe toți să se gândească la astfel de oportunități. Da, o să mă gândesc și eu, dacă nu puteți să vindeți dumneavoastră, vinde asistenta conducerii sau la desk office acolo la... Nu. Că nu e avocat. Nu. Entitatea deci catare care prestează auxiliar. Serviciul trebuie să ia înțeles. Să facă doar distribuția respectivă. Deci, spunem așa, că reparatorii, dealerii auto, agențiile turism sau cele imobiliare ar putea să... Societățile rent-a-car trebuie să înceapă să se gândească. Vânzătorii de
Dacă n-au făcut-o până acum, ar fi bine să se gândească. Telefoane, electronice și așa mai departe, pot să se gândească deja la acest lucru. Bun, dacă n-au făcut-o deja, e un moment foarte bun. Condițiile de îndeplinit sunt extrem de rezonabile. Am înțeles și cine intră în categoria acestui intermediar de asigurări auxiliare, că nu mi-era clar ce înseamnă asigurare auxiliară. Și nu trebuie să meargă 100% pe aplicarea legislației distribuției în asigurări, ca și condiții de îndeplinit. Mai sunt și alte dispoziții ale legii și normei privind distribuția de asigurări care nu se aplică acestui gen de distribuitori? În principiu, responsabilitatea este foarte scăzută și asigurătorul sau brokerul care lucrează cu el trebuie să-l sprijine, dar fără ca el să aibă anumite obligații directe. De exemplu, acel faimos PID trebuie totuși consideră să fie înmânat, dar operațiunea va fi mult facilitată fără altă răspundere propriu-zisă a intermediarului respectiv de a explica acele caracteristici ale bunului, de a ajunge poate până a-i se cere consultanță sau ceva de genul ăsta. Aceste lucruri vor fi excluse pentru el. Înregistrarea, lipsa obligației de înregistrare și, de exemplu, de asigurare de răspundere este importantă. Sunt o seamă de obligații de care acesta este scutit. Cât de stimulată este piața de asigurări de extinderea rețelei de distribuție a asigurărilor RCA, de exemplu, în acest mod? Adică acum asigurătorii ar fi tentați să se ducă și să facă astfel de ofertă de cooperare? Ar trebui să o facă, da. Conceptul se numește, dacă mă înșel, Affinity și este aplicat cu succes. Asigurătorii știu deja această oportunitate. Am și eu însumi am verificat astfel de contracte, de construcții juridice între brokeri, asigurători și aceste tipuri de intermediari și lucrurile funcționează într-adevăr. Chiar mă gândesc și cum se leagă activitatea de avocat de speța asta. Știu că sunteți foarte bun cunoscător al pieței de asigurări și al întregii ei problematici, inclusiv povestea cu falimentele, cu Euroins, cu City și urmările ei și în mod special zona asta RCA. Deci este o haideți să vorbim oportunitate. Da, haideți să vorbim puțin, că mai avem câteva minute și vreau să profităm de ele, despre instituția agentului de management. Am auzit termenul, dar ce este el și de ce e importantă această categorie? Ca oportunitate este una dintre acele oportunități care apar ca urmare a extinderii, a nevoii de extindere, de funcționare mai laxă, mai ușoară a unui asigurător pe o piață. În cazul nostru este vorba de interesul care se manifestă și în România și cred că în întreaga Uniune Europeană în ce privește asigurătorii care lucrează în sistem Freedom of Services, FOS. Desigur că pătrunderea pe o piață externă este grea în zilele deci în care nu se lucrează în baza Freedom of Establishment, adică prin înființarea unei sucursale. Și atunci acești agenți sunt cei care facilitează prezența acelui asigurător pe o anumită piață. EIOPA, de exemplu, și Uniunea Europeană, Comisia Europeană, se preocupă de aceste lucruri, pentru că ea, știu că și ASF de asemenea, se preocupă de existența unei competiții. RCA se poate vinde, deci, de exemplu, dacă tot vorbim de asta, prin acest sistem și, desigur, și se și face deja în România. Dar noi jucători sunt doriți. Apariția unor noi jucători este de dorit. Ei însă, în condițiile în care lucrează în acest sistem de Freedom of Services, deci libertatea de a presta serviciu de distribuție în România, dintr-un sediu, desigur, în Uniunea Europeană, prezența unui astfel de agent de management este absolut necesară. Este o instituție care nu e reglementată aproape nici măcar la nivel european. A apărut, iată, ceva nou și frumos în norma prin distribuția de asigurări a noastră în România, însă regimul fiind destul de neclar, sunt multe zone gri acolo care sunt avute în vedere, dar deocamdată la nivel de discuție, EIOPA și așa mai departe. Dar vă puteți gândi că un astfel de agent de management, fără a fi asigurător, poate să desfășoare orice fel de activitate pe care o desfășoară, poate ar trebui să o desfășoare un asigurător, de la subscriere până la evaluarea riscului, până la lichidarea daunelor,
toate aceste activități pot fi făcute în România de către o astfel de entitate. Este oarecare conflict de reglementare. În Europa se spune că acest agent de management ar trebui să fie independent de asigurători. În România se spune, din potrivă, că el trebuie să lucreze cu un singur asigurător, ceea ce îi afectează un pic independența. De ce e necesar să fie independent? Pentru că la un moment dat se poate confunda această dependență cu cea care se asociază unei sucursale. Și atunci Comisia Europeană dorește această separare. Regula ASF nu este deja aliniată acestei tendințe, dar în genere instituția aceasta a agentului de management cred că va deveni din ce în ce mai folosită în România, pe măsură ce, desigur, jucători de pe piața de asigurări din străinătate vor deveni interesați de piața de distribuție din România. Deci, practic, înțeleg așa, în acest moment, dacă e un asigurător din Bulgaria, din Ungaria, numesc țări ale Uniunii Europene, Croația sau Slovenia sau Italia, ar dori să vândă asigurări RCA în România, ar fi bine să acționeze prin intermediul unui acest MGA, agent de management. Da, care se joacă să le gestioneze rolul asigurătorului, mai puțin asumarea acestei răspundere asupra... Da, putem vorbi de la un rol simplu de a gestiona relația cu brokerii până, așa cum am spus, de la evaluarea daunelor, lichidarea lor, absolut totul se poate face de către un astfel de agent. Este un avantaj foarte mare, este și o competiție, sunt curios în ce măsură și alți agenți decât cei câțiva cunoscuți ar putea să înceapă să desfășoare astfel de activitate, însă apariția lor va fi, din păcate, limitată de această prevedere de care spuneam. Altfel, că un agent trebuie să fie legat de un singur asigurător. Altfel, un agent profesionist care, de exemplu, de ce este ușor el deci este ușor regimul lui de aplicat aici, pentru că el este doar notificat în autorității, de către asigurător, autorității cred din statul de origine. Cred că am găsit o cale. Cineva care... Va funcționa aici pe baza regulilor din statul de origine, desigur, da. Uniformizată. Cineva care vrea european. Să-și facă un astfel de agent de management, își face mai mulți. Și unul lucrează cu asigurătorul A și un altul cu asigurătorul B și un altul cu asigurătorul C. Ne gândim deja cam departe, măcar să vedem jucători de acest fel. Ne gândim departe. Totul se întâmplă în acest context al lărgirii bazei de aplicare a oportunităților de distribuție, modalităților în care se distribuie asigurările, se desfășoară activitatea de asigurări în România. Cred că viitorul va fi unul mai bun. Am vorbit astăzi despre instituția agentului de management, am vorbit despre intermediarul de asigurări auxiliare, sunt niște subiecte mai puțin familiare celor care ne privesc și foarte familiar noua lege a RCA și ce prevede ea. Asta a fost o lege RCA care ne va impacta cu siguranță pe toți și cu părțile ei bune și cu părțile ei mai puțin bune. Alături de mine s-a aflat avocatul Mihai Neacșu, partener la societatea, cum a spus dânsul, asociat la societatea de avocatură pe care o deține. Noi ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră cu un nou episod, cel puțin la fel de captivant. E vorba de sărăcie și de vorba cum ne putem proteja de ea. Abonați-vă până atunci la canalul nostru de YouTube. Vedeți premierele, revedeți emisiunile care v-au plăcut, iar eu vă reamintesc că asigurările sunt ca niște centuri de siguranță. Par și incomode și inutile până aveți nevoie de ele. Rămâneți pe Canal 33, urmează colega mea cu emisiunea de specialitate medicală pe care a inaugurat-o recent.